În aceste zile, pe o arteră rutieră din municipiul Hunedoara, traficul rutier a fost restricționat. Acest lucru se datorează lucrărilor de reabilitare a bulevardului Decebal, partea drumului județean 687, care face legătura între Sântu Halm și Călan. Pe raza municipiului Hunedoara s-a deschis săptămâna aceasta un nou șantier de reabilitare stradală și pietonală. Este vorba despre lucrările care se execută pe bulevardul Decebal, partea drumului județean 687, care face legătura între Sântu Halm și Călan, strada fiind una dintre cele mai circulate din Hunedoara. În acest sens, traficul de pe acest tronson al drumului județean, care se reabilitează pe fonduri europene, este restricționat. Acest șantier se alătură celorlalte patru care au fost deschise chiar în perioada de pandemie, urmând ca în viitor reabilitări stradale să se facă și în satele aparținătoare de municipiul Hunedoara. Lucrăm în continuare. În toată perioada aceasta am avut trei șantiere foarte mari, în zonele centrale a orașului și am deschis de curând al patrulea. Am gândit Hunedoara ca un singur proiect de asfaltare, o singură dată licitat acest proiect, și se lucrează, toate firmele sunt angajate în lucrări. Încercăm să terminăm tot ce înseamnă aglomerele urbane. Din momentul în care am terminat aglomerele urbane, ne vom îndrepta încet, încet către cartierele de case și către străzi și către satele aparținătoare. Este o muncă de câțiva ani de zile, dar decât să te lamentezi că n-ai gândit proiectul din timp, că n-ai bani, că nu știu ce, preferabil este să gândești totul din timp și, pe urmă, doar să verifici. Lucrările de reabilitare de pe bulevardul Decebal din Hunedoara vor continua până la sfârșitul acestei săptămâni, ceea ce înseamnă că, în aceeași perioadă, va mai fi menținută și restricționarea traficului.